acest regulament este, la moment, o barieră pentru angajator în cazul în care decide să deschidă o grădiniță creșă sau un centru de dezvoltare pentru copii. Sunt un șir de cerințe care nu pot să fie aplicate la moment, deoarece un astfel de serviciu ar presupune ca serviciul să fie într-o clădire deja existentă și construită. Documentul ăsta are o titulatură care este foarte bine văzută din partea instituției de control. Deci să meargă la control în cadrul instituțiilor de învățământ și să înceapă a bifa că sunt atâtea scaune, că sunt atâtea vicee, că este așa o suprafață, sunt atâtea ferestre și toate, tot. În principiu, ceea ce este important să se menționeze, că dacă aplici cu rigoare și cu strictețe regulamentul existent, o parte din grădinițe care există la moment urmează a fi închisă. Ministerul Sănătății este întotdeauna deschis spre colaborare pentru orice inițiativă frumoasă, pentru că orice început sau obiectiv are rezultat atunci când se lucrează comun. Noi avem ca exemplu și câteva creșe, da, și în Republica Moldova, care sunt în special destinate familiilor vulnerabile, care au și ele un succes, însă acestea este un foarte, foarte puțin, cum s-ar spune, o picătură în mare pentru a ajuta cu adevărat persoanele care au nevoie de aceste servicii.